Se pare că pauza de aproximativ o lună de care au beneficiat băieții lui Gigi Manea nu a fost prea avantajoasă. În primul meci oficial disputat pe teren propriu în compania echipei prahovene Compet Ploiești, au arătat un joc destul de slab. Oaspeții domin în terenul încă din primele 5 minute, când Andrei Ștefan a deschis scorul urmat de Jipa, în minutul 15, al cărui gol a închis practic și scorul final al meciului. Topiște a jucat slab la runda cu numărul 21 în confruntarea cu Compet Ploiești și a pierdut cu scorul de 0-2. Autorii celor două goluri ale prahovenilor au fost vârfurile de atac Andrei Ștefan și Jipa, primul în minutul 5 după o greșeală a fundașilor centrali, cel de-al doilea minutul 15 când a taxat nesincronizarea din centrul defensivei. Băieții lui Gigi Manea au urcat în atac, dar au fost prea risipitori cu ocaziile de gol. Târgoviștenii puteau să înscrie golul de onoare în minutul 45, când în teren a intrat Dragoș Arsur, care însă nu a știut să valorifice oportunitatea. Din păcate, două minute mai târziu, acesta ratează din nou ocazia să reducă scorul. Cea mai mare a fost în minutul 45, când nou intratul în teren, Dragoș Arsu, a ratat dintr-o situație ideală, respectat pe portarul Pica, pe stadionul Academiei Gheorghe Zotic din Șotânga. Același Arsu a irosit o altă oportunitate de a reduce diferența în minutul 47, când singur cu golkeeperul prahovean a lobat baloc peste acesta, însă nu a cadrat șutul. Roșalbași au rămas în ofensivă, au atacat, dar fundașii centrali Frâncu și Darius Badea au fost mereu la post. Iar când aceștia au fost depășiți, portarul Pica și-a făcut cu brio datria. Târgoviștenii au avut posesie, au stat mai mult în treimea adversă, însă Mândru, Popa și Căldău au sosit șansele de a micșora din diferență. Conform clasamentului general, FCM Târgoviște ocupă în momentul de față treapta a șaptea cu 13 puncte acumulate și minus 9 la adevăr, iar Petre Imari va susține un test important în deplasare cu Civitas Făcăraș. În acest moment, tunarii lui Gheorghe Zotic sunt la minus 9 în clasamentul adevărului și au o deplasare grea la ultima clasată, Civitas Făcăraș, care în acest moment are minus 15 la adevăr și mai are de disputat decât două partide, cea cu FC Municipal Târgoviște din runda următoare și apoi în deplasare cu Avântul Reghin.